Așa mi-a spus înalt preasfinția sa, Mitropolitul Vladimir, cel puțin asta a ajuns la urechile dumnei sale, că respectiv cei care sunt aici cu cordurile veniți în piață și în fața Parlamentului, vor să prindă un loc la nuntă. Ei se gândeau că nunta o să aibă loc acum de Gramul Chișinăului și respectiv pentru ca să fie sigur că au un loc de frunte, așa un loc în față, și-au rezervat aici la masa cea mare din piața mare Durerii Naționale și din Scoarul Catedralei, un loc mai aproape. Cine știe, până de seară nu este exclus. La noi totul este posibil, că nici pe 31 nu știam exact ce va fi la ora 10-11 noapte. La toate este voia Domnului.